Aoleo, Jesse, stai așa, nu te uita că ți-a pregătit Houdini Junior o surpriză! Da, Jesse, nu te uita, nu te uita încă! Nu te uita, Jesse, este ceva important pentru tine! Ce este important pentru mine? Este cea mai importantă zi din viața ta asta, Jesse, zic eu. Dar nu e ziua mea, a trecut ziua mea de naștere. Nu este, dar Houdini Junior ți-a pregătit cea mai frumoasă surpriză. Surpriză, Jesse! În cazul acesta, abia aștept să văd despre ce este vorba. Oh, oare să-i spună direct? Oh, deja a văzut, Jesse! Jesse! Ia uite-te! O inimioară de flori numai pentru tine. Jesse, Jesse! Da, Jesse, vreau să fii soția mea! Ți-am pregătit aici o inimioară din floricele și pe lângă asta ți-am scris și o pancardă cu vreau să fii soția mea, dacă vrei să fii soția mea, și un cadou ți-am pus acolo. Houdini Junior, sunt foarte plasată, dar nu suntem puțin cam tineri? Am doar 18 ani și tu la fel. Nu, Jess, ești cea mai frumoasă fetiță din lume și vreau să fii soția mea. Eu zic că-s de acord. Vrem declarații de dragoste, Houdini Junior. Vrem declarații de dragoste. Cât de mult o iubești. Arată-i cum știi tu mai bine. Uite că deja s-a dus acolo la flori. Mamă, ce fericită îi. Foarte frumoase florile. Plac foarte mult. Preferatele mele sunt lelelele roșii. Cum știai, Houdini? Ce drăguț. Houdini Junior, știai, nu, că lelele sunt preferatele lui Jesse? Da, păi de asta le-am și cumpărat și le-am pus așa în formă de inimioară. Văd că-i plac la Jesse. Jesse, tu ești cea mai frumoasă fetiță din lume. De când te-am văzut prima dată la petrecerea de Paște, te-am plăcut, erai cea mai frumoasă bebelușă din toată curtea. M-am îndrăgostit de tine, Lulea, sau mai bine zis, Lalea. Ce drăguț, dar am văzut zilele trecute la vecina noastră brunetă. Nu e adevărat, Jesse! Mă gândeam oare ce să-ți cumpăr ție și am întrebat-o pe vecina ce ar plăcea, ce floricele, și știam că ți-e plac lalelele și nu știam ce să aleg între lalele galbene și lalele roșii. Așa, să explică de ce ai vorbit cu vecina? Da, Jesse, aveam nevoie de părerea unei domnișoare. Am crezut că vrei să te desparți de mine. Niciun caz, vreau să fii soția mea, să trăim fericiți până la adânci bătrâneți. Houdini Junior, vreau să-ți mărturisesc ceva de mie atât de rușine. Ce anume, Jesse? Abia așteptam să mă cer de soție. Aoleo! Ești mărmântelul meu, iubitul meu soț, vreau să am copii exact cum ești tu. Mamă, și eu vreau să avem bebeluși. Drăguț, așa cum e vulpița. De ce ne facem că o să fim singurii din clasă la facultate care o să ne căsătorim? Da, dar o să fim un cuplu minunat. Jesse, fără grijă, contează să vă iubiți voi, să vă înțelegeți. Exact, nu contează neapărat vârsta. Voi, dacă v-ați găsit la vârsta de 18 ani, de ce nu? Oricum, probabil că o să mai dureze puțin. Probabil că o să faceți 19 ani până faceți nunta. Deci exact. Nu o să fiți chiar așa. Până se oficializează, până găsiți sală, până exact, găsiți... Exact, trebuie rezervată cu un an înainte, deci mai aveți timp. Acum o să faceți, practic, logodnea. Drăguț, și unde mi-este inelul? De-abia aștept, inelul acum vine. Vine? Da, urmează să ți-l dau. Încă nu a venit, am pus comanda și încă nu a venit curierul. Dar am zis că nu mai am răbdare și am zis să-ți pregătesc totul aici. Abia aștept să zic la tata și la mama, la domnul primar, să știe ce s-a întâmplat, abia aștept. Da, și eu abia aștept să-l anunțăm pe tata socru primar, să vedem ce zice. Dar eu zic că e de acord, adică ar fi cel mai fericit să fim căsătoriți. Houdini Junior, ia uite ce pereche frumoasă suntem, o să fim imediați. Mamă, cei mai frumoși de pe planetă o să fim și o să avem cei mai drăguți bebeluși. Categoric, uite la mine cum arăt și uite la tine. Zici că suntem fotomodel. Suntem cei mai frumoși.
Mamă, ce se mai laudă copiii ăștia, mă. Da, parcă nici noi nu ne lăudam așa, Foxy, când eram în tinerețe. Da, ne lăudam chiar așa. Da, văd că ei se laudă continuu. Acolo. Da, hai să lăsăm puțin sau să nu mergem până la vulpiță, oare, puțin tel? Am putea ca să-i lăsăm în liniște și pace să... Hai să vedem. Că-ți dai porumbei. Hai să mergem până la vulpița. Oh, ce faci, vulpița? Iar a făcut. Foxy, tu... tu vei stai acolo cu ei, aparent. Da, vin imediat. Mamă, dar ce face vulpița? Nu știu, Foxy. N-ai vrea să știi ce a făcut. A făcut niște ciocolată pe aici, pe jos. Drăgălașa de ea, dă s-o prind puțin de obrăjor. Frumusețe. Va trebui să vină mami să te schimbe iară. Băi, dar... Nu știu cum să zic așa. Este cam ciocoloasă vulpița. Nu știu cum să o numesc. Cu Hurini, este un bebeluș. Da, a făcut iară o prăjiturică frumoasă. Iară miroase frumos la vulpița în cameră. Aoleu, hai să întrebăm pe Jessica. N-am avut ocazia să le arătăm vulpițelor și vulpișorilor părerea ei despre viitoarea cumnată. Despre vulpița? Da. Jessie, ce părere ai tu despre vulpița? Este... Noi credem că este cea mai frumoasă fetiță din lume. Tu ce impresie ai? Mamă, poți să știi și până când o să crești tu și cu Houdini Junior, ca să, adică până când o să crești, pardon, până când o să vă căsătoriți, mai bine zis, o să mai crească și vulpița un an și poate o să fie chiar acolo domnișoară de onoare în cărucior. Știți ce mă gândeam? Ce anume? Mă gândeam, oare să ne mutăm după ce ne căsătorim? Păi nu contează asta, stați liniștiți că am mai rămas noi cu ceva bănuți de la prima căsuță aia cea mare pe care am vândut-o și o să vă cumpărăm o căsuță aici în apropierea noastră. Mă gândeam, dacă să ne construim și noi aici ceva la voi, dar nu știu, trebuie să vorbesc aici și cu tati. Aici în curte zici? Da! Păi nu știu dacă avem... Să văd cât aveți, poate ne construiam și noi căsuța aici. Am înțeles, am putea eventual aici pe spațiul ăsta gol. Da, și să facem, de ce nu? Să facem piscina lângă și aici o căsuță mică unde să locuiți voi. Dar ar fi interesant. Vă mai gândiți voi peste un an? Sau poate cumpărăm pământul de peste gard și construim exact acolo casă. Da, exact. Ne mai gândim noi. Până atunci avem vreme multă de gândit, nu? Jessie? O să mă mut la voi după logodnă. Olio Foxy, auzi, o să rămână aici, Jessie. Da, va trebui să stea în cameră la Houdini Junior, că nu avem alte da, camere. Da, și trebuie să mai eliberăm din dulapuri, că sigur o să-și aducă o grămadă de haine. Îmi imaginez. Și eu. Ai auzit, Houdini Junior, deja Jessie vrea să se mute. Avea emoții că nu o să accepte și uite, ea deja se gândește că să se mute la noi. Da, vreau și să se mute ca să ne jucăm pe calculator împreună. Dar va trebui să ai grijă și de surioara ta, vulpița. Va trebui să faceți puțină liniște până crește vulpița. Avem grijă, o creștem ca pe ochii din cap. Este cea mai frumoasă vulpița. Păi da, o să fie și domnișoară de onoare la nunta voastră. Da, crește și punem acolo o cărucioară, floricele și mergem cineva o plimbă, viteză, întrecere cu cărucioare la nuntă. Mamă, ce fain o să fie. Hai să vedem ce mai face Jessie, să vedem că a dispărut, nu știu dacă a fost. Jessie, unde ești, Jessie? Jessie! Hop, asta e că nu mai văd pe Jessie, Foxy. Uite, eu ești iar afară, mamă, încă măsoară pe aici. Mă uită la floricele, mă gândeam că nu am vaze suficient de mare, sunt toate aceste lalele. Păi lasă că le mai ținem aici, Jessie, până când se strică și după aceea le aruncăm, eventual. Și vreau să-mi invit toate prietenele să le zic ce s-a întâmplat și mă gândeam, nu știu unde să le invit. Păi nu știu, găsim noi, facem noi o petrecere. Eu mă gândeam, de exemplu, că am putea să facem o petrecere aici după ce se usucă florile, să facem o petrecere la piscină. Construim o piscină și le poți chema aici dacă vrei la piscină. Da, chiar ne gândeam să facem o piscină și cu ocazia asta am putea să facem și petrecerea voastră de... logodnă și poți atunci să-ți chem și prietenii și tu și Houdini și pe toată lumea. Da, piscină, petrecere la piscină, gagicuțe, apă! Stai, ție tu, gagicuțe? Cum adică gagicuțe?
Tu ești cea mai frumoasă găcicuță, dar ziceam așa pe trecere, party, party, pupți, pupți! Da, eu zic că ar fi o idee bună. Abia și să închep toate prietenele aici la party, party, să le arătăm pupți, pupți! Cu cel mai frumos băiat din oraș. Într-adevăr! Normal că avem cel mai frumos băiețel. Ia uite-l aici. Îmi place de Noră cum vorbește. Îți place, că îți place și ție petrecerea, Foxy. Păi, că unul toată ziua pe petrecere. Party, party. Păi, că nu am flori să acolo, tu vezi. Petrecem și noi moșnegii. Cu nini, că nu suntem chiar glumit, așa. Am glumit, ia uite-te aici ce tinerei suntem și frumoșei. Băi, da, cum să nu. Aoleo, că da, dacă merg pe stradă cu Houdini Junior, mă întreabă lumea dacă a ieșit cu fratele pe afară. Da, exact, și la mine, la fel, cu sora. Da, suntem cei mai tinerei părinții. Ia uite că Jessie nu mai se desprinde de acolo de flori. Îi plac florigelele. Mă gândeam că terenul de lângă s-ar putea să fie de vânzare, trebuie să vorbesc cu tata și poate cumpărăm terenul de lângă. Vreau să locuim foarte aproape și de părinții noștri și de voi, că cred așa ar vrea Houdini Junior. Da, păi poate facem aici căsuța în grădină, cum zicea și tati. Da, ar fi super tare, mi-ar ar plăcea. Merge aici, ar merge barosanul aici, o căsuță așa frumoasă, bam, 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 și să aveți și voi aici spațiul vostru, ar fi drăguț. Da, mă gândeam că n-aș vrea să plec foarte departe de mama și de tata, că mă înțeles super bine și aș vrea să fim aproape și de surioara lui Houdini Junior, să crească aproape de noi și îmi place de numă. Oh, nice, nice, nice. Bun, păi atunci ne-am înțeles. Ne gândim noi aici, facem calculele, scoatem calculatorul, calculăm totul, măsurăm totul și facem o căsuță unde zona e cea mai prielnică. Tata din călătorie, că e plecat iară cu treburi de la primărie, alături de mami, și trebuie să vedem cum face cu zestrea ce-i dați la Houdini Junior, pentru că mami și tati au acolo pregătit pentru mine o grămadă de zestre. Păi noi punem aici terenul la bătaie și construim căsuța pe banii noștri. Îți dai seama, Jessie, nu cerem nimica pentru căsuța. O construim frumos așa de la zero. Ok, cred că tati o să-mi dea o afacere în oraș. Oh, drăguț, bine, asta înseamnă că o să aveți bănuți acolo. O să aveți din ce trăi foarte bine. Da, suntem mari afaceriști, facem banul să curgă, da. Să curgă banul. Îți curioasă pe ce domeniu o să se lanseze, că noi încă n-am făcut afacerile. Pe gaming, ne băgăm, ne facem gamer, youtuberi. Da, și ce vă deschideți în oraș? Ne deschidem sala de jocuri. Aoleu, păi e altceva deja. E internet cafe, ce zici tu? Da, să vină lumea să se joace cu noi. Am înțeles. 50 de lei intrarea. Vai de mine. Hai că e bine, mă. Sau dacă dau 50 de lei să ne dea cât e un Brawl Pass. Am înțeles, măcar aveți idee acolo. Da. Nice. Justin că inspectează terenul, cred că deja și imaginează până unde o să fie casa. Face toate calculele posibile și imposibile. Da, mă gândeam că aș vrea și eu piscina mea personală. Aoleu, Jessie, asta nu știu dacă putem să facem. Facem aici o piscină mare pentru toată lumea. Oricum noi nu o să prea avem timp să ne scăldăm în ea, așa că o să zici că e piscină personală. Da, dar vreau să vin eu cu fetele. Păi poți să vii, uite, pe aici și ea, bam, 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 intri pe ușă, intri în grădină și aici îți facem piscina. Da, îți facem piscina personală. Da. Ok, mulțumesc foarte mult, sunt foarte emoționată și abia aștept să mă căsătoresc cu fiul dumneavoastră și să avem o grămadă de copilași. Și noi suntem foarte emoționați și abia așteptăm să vedem în nunta cum o să fie. Da, îți dai seama, mare familie o să fie aici. Da. Deci, dacă v-a plăcut acest episod în care Houdini Junior și-a făcut curiaș acolo în sfârșit și a cerut-o pe Jessie, abia așteptăm mare nuntă, mare petrecere de logodnă aici, nu uitați să apăsați butonul de share, like, subscribe, Instagram-ul meu este foxy.insta și al lui Houdini. Houdini.insta. Da. Vă pupăm și vă pupă și vulpița de acolo din pătuțul ei. Da, vă pupă și acolo. Va trebui, Foxy, să te duci să-i faci din nou curățenie. Și Houdini Junior, ai vrut să mai zici ceva?
trebuie să mai zic de nevăstuica mea frumoasă! Am o nevăstuică, soțioara mea! Aaa, ce drăguț! Auzi că nevăstuică, Foxy! Să mă țină mult și bine! De la nevastă nevăstuică, cred! Da. Că am vrut să zică Felini Junior. Așa o alins tu pe Jessie, nevăstuică? Da, e nevăstuică mea drăguță! Ia uite ce cadouri i-am lăsat aici! Am văzut că i-a plăcut foarte mult, m-a bucur! Da! Să vă înțelegeți voi, asta e important! Într-adevăr, și să pregătim căsuța noi acum, Foxy, dacă a venit ziua cea mare... Trebuie să punem osul la bătaie, ca să zic așa. Da, va trebui să discutăm cu părinții lui Jess, să vedem care cum. Întâi trebuie să facem petrecerea de logodnă, deci probabil că data viitoare o să fie petrecerea de logodnă. Da, de la piscină. Bine, pentru asta trebuie să pregătim piscina întâi. Exact. Deci vă pupăm și ne reauzim în următoarea zi. Pa, pa! Pa, pa!